Tragedie de nedescris pentru doi părinți din capitale. Fiul lor de doar un anișor și 9 luni a decedat după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc locativ din sectorul Buiucani. Cazul terifiant s-a întâmplat în data de 4 martie la ora 11:45 de minute pe bulevardul Alba Iulia. Angajații serviciului 112 au primit o informație precum că un copil a căzut peste geam. La fața locului a fost imediat direcționată poliția, medicii de pe ambulanță, dar și 4 echipaje de salvatori. La intervenție, salvatorii au constatat că copilul este decedat. Angajații inspectoratului au intervenit pentru coborârea micuțului de pe copertina cu înălțimea de 4 metri. Psihologii inspectoratului au acordat asistență psihologică părinților și apropiaților copilului decedat. În urma documentării cazului s-a aflat că băiețelul se afla în locuință împreună cu mama sa. Femeia a declarat că în momentul tragediei se afla în bucătărie. Într-o clipă de neatenție, copilașul ar fi ieșit la balconul deschis și a urcat pe pervaz, după care și-a pierdut echilibrul și a căzut pe acoperișul construcției auxiliare. Polițiștii au pornit o anchetă pe caz pentru a stabili circumstanțele exacte în care a decedat micuțul.